Vă spuneam, astăzi am vizitat Palatul Victoria, am fost prezent în cabinetul premierului Ludovic Orban pentru a-i lua un interviu în exclusivitate pentru Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Următoarele 24 de minute le vom petrece în fața micilor ecrane și lângă aparatele de radio pentru a afla mai multe detalii despre cum a schimbat COVID-19 situația din România. Domnule prim-ministru Ludovic Orban, vă mulțumim pentru că ne găzduiți pentru câteva minute pentru un scurt interviu în această perioadă destul de tulbure. Iată că România, în loc să se pregătească pentru campanie electorală în ce privește alegerile din iunie 2020, se pregătește să intre probabil în cea mai cruntă perioadă în ce privește criza generată de COVID-19. Noi suntem optimiști și avem încredere că la un moment dat vom scăpa de lucrul acesta. Dar rămâne o întrebare esențială. Cât de afectată va ieși România din această perioadă de criză? Sperăm să iasă cât mai puțin afectată. Toate eforturile pe care le-am făcut au fost pentru a reduce atât de mult cât este posibil răspândirea virusului. Cred că măsurile, chiar dacă multe dintre ele au creat necazuri oamenilor, au fost măsuri care au împiedicat desfășurarea normală a vieții, au fost măsuri necesare pentru că ne-am confruntat cu un virus nou, cu o puternică contagiune, care nu este foarte bine cercetat, încă nu se cunoaște un leac cert. Sigur, sunt tratamente, cele mai multe dintre ele încă le putem spune experimentale. În fază de testare. În fază de testare, care dau rezultate bune, dar nu se poate spune dacă încă există un leac clar, un tratament care să vindece. De asemenea, până se va mai descoperi un vaccin, va mai trece ceva timp și, din păcate, afectează persoanele în vârstă, persoanele care suferă și de alte boli și, din păcate, provoacă decese. Noi am încercat să anticipăm, am văzut ce se întâmplă și în alte țări, ce măsuri au avut eficiență. De asemenea, am încercat noi să anticipăm și să luăm măsuri care genereze eficiența. Comparativ cu alte țări, România are o răspândire mică spre medie și, cel puțin ultimele zile, testele care le-am făcut nu arată o creștere semnificativă. Dacă ați urmărit, creșterea răspândirii virusului a avut, să zicem, o progresie geometrică, a avut cu o creștere, cu o tendință asimptotică. La noi e o creștere liniară și chiar o ușoară tendință în ultimele două zile de ușoară reducere. Mulți spun că această creștere, destul de mică am putea spune, este pusă pe pasa faptului că nu sunt făcute foarte multe teste. De la începutul epidemiei am crescut constant capacitatea de testare, de la câteva centre care le-am avut la început. Am crescut gradual la 11 centre, la 17, la 28 de centre. La ora actuală există 57 de centre de testare. Operaționale sunt 44, dar pregătite să înceapă testarea și celelalte 13 centre. A pune în funcțiune un aparat de diagnosticare nu este un lucru foarte simplu și de-aia le-a spune telespectatorilor Speranța TV că trebuie extrem de multă migală și pregătire pentru a pune în funcțiune un astfel de aparat de tip PCR. Pentru că pe lângă aparatul în sine, care n-a fost ușor de achiziționat și aici am făcut eforturi să căutăm pe toate piețele posibile astfel de aparate de tip
PCR, pe lângă aparatul în sine, sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite, o incintă care să asigure biosecuritate, că nu se contaminează cei care efectuează analizele, sunt specialiști care au nevoie de o pregătire specială pentru a putea opera probele care sunt supuse analizei, sunt necesare recoltoare, kituri de testare. Pentru a crește eficiența există și posibilitatea de a face automat, cu extractoare automate, am achiziționat și extractoare automate care cresc foarte mult capacitatea de testare. Toate le-am făcut în viteză și într-un ritm rapid care a ținut cont de nevoia de diagnosticare. Acum toată lumea trebuie să știe că nu se diagnostichează oricine. Aici există, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și a recomandărilor Comisiei Europene, există un protocol, un set de priorități în ceea ce privește testarea persoanelor. Ce persoane trebuie testate cu prioritate. Noi am respectat foarte acest protocol. Ăsta, pentru că dacă lumea l-ar cunoaște, nu ar mai exista. Noi am respectat acest protocol. Nu se poate testa cineva care e sănătos, care n-a avut contact cu o persoană bolnavă, care n-are istoric de călătorie internațională. Dar care manifestă dintr-o dată dorința asta de a fi testat. De a fi testat, nu. Asta este pur și simplu. Să știți că fiecare testare costă. Absolut. Există o decontare care este făcută din fondul de sănătate, de la bugetul casei de sănătate pentru fiecare testare. Dar nu neapărat faptul că această testare costă. Capacitatea de testare trebuie utilizată în mod eficient spre aceia care într-adevăr trebuie testați pentru că au avut contact cu cineva sau prezintă simptome asemănătoare cu... Dar testarea asta probabil ar trebui privită de către populație și cu mai multă responsabilitate în condițiile în care... Nu, să știți, aici ar putea să știți că oamenii au fost, deși da? Mulți lideri politici, din păcate și unii, să spunem, din lumea așa zisilor specialiști, au tot bătut toba cu testarea masă, cu testarea pe scară largă, să știți că oamenii au fost raționali și niciodată nu au dat năvală să ceară să se testeze. Asta e un lucru pe măsură ce crește în capacitatea și putem. Important pentru noi este ca din momentul în care unei persoane îi se prelevează probleme necesare. Probele, exudatul nazofaringean, exact. Se numește, se extrage din nas și zona nazală. Din gât. Și din gât se extrag acest exudat. Obiectivul nostru este să le testăm în maxim 24 de ore. Ăsta este obiectivul. Dacă reușim să testăm pe toți acești cetățeni care au nevoie de testare și ne mai rămâne capacitate de testare, evident că putem să folosim această capacitate suplimentară de testare și să spunem, de exemplu, către medici care interacționează în anumite zone unde există risc major. Dar noi trebuie să fim raționali și să testăm doar pe acei oameni pentru care, într-adevăr, se impune testarea. Mulțumesc tare mult pentru detaliile acestea tehnice. Există foarte multe voci în această perioadă care spun că pentru România, și nu doar, dar noi vorbim despre România în momentul de față, toată această perioadă reprezintă un test. În condițiile în care au apărut diverse verici slabe, le-am putea numi, anumite zone sensibile, am putea spune de la materiale, de la lipsa materialelor sanitare până la materia primă pentru medicamente, și lucrul ăsta ne-a arătat cumva o dependență de China. Ce alte vulnerabilități credeți că s-au mai descoperit în perioada aceasta în ce privește țara noastră? Care am avut un interes să producem în România lucrurile necesare. Lucru care e valabil nu numai în domeniul medicamente, echipamente medicale, e valabil și pentru alte zone ale economiei. Trebuie mai multă preocupare, mai multă susținere a inițiativelor economice care să ducă la capacitatea de a produce în România cât mai mult din necesar. Noi am sprijinit companii
să înceapă fabricația de astfel de echipamente. Vă dau un exemplu. Autorizările mergeau foarte greu pe zona ANMDM, Agenția Națională Medicamentul și Dispozitive Medicale, unde au niște proceduri mult mai elaborate și unde foarte greu se obțin autorizări. Și atunci, prin ordonanță militară, am acordat acest drept de autorizare și structurilor de specialitate care dețin competența necesară din subordinea Ministerului Apărării, de la Institutul Cantacuzino până la Academia de Tehnică Militară. Și se și vede că au început oarecum să concureze și acum se obțin mai ușor autorizările și avizele, altfel era foarte dificil. Sigur, aici trebuie să certifici materialele din care sunt fabricate, diferitele echipamente trebuie să fie niște materiale conforme, care să asigure impenetrabilitatea pentru virus. Combinezoane, cum sunt, sau cele cu care n-am echipat noi acum. Și aș putea spune că lucrurile funcționează nu doar în domeniile amintite, ci și în alte domenii, în condițiile în care pe baza online-ului se trimit documente în această perioadă, funcționarii publici folosesc foarte mult conturile de e-mail, lucru care nu se întâmpla în trecut, iar digitalizarea ar putea digitalizarea e accelerată, aș putea pe care și noi am încercat să o ajutăm, am emis ordonanță de urgență în care am obligat toate instituțiile publice să comunice, să interacționeze, să satisfacă cereri, să furnizeze serviciu în mod obligatoriu online. Asta este un lucru foarte fără să fie obligați oamenii să vină neapărat la ghișei, să depună hârtii. Să fie expuși unui risc. Am încercat să fructificăm acest context pentru a simplifica toate aceste proceduri care de multe ori presupuneau pierdere de timp, de energie, de plasări la ghișe și un anumit arbitrar. Sigur, acum trebuie să ne adaptăm toate intranet-urile, să ne înzestrăm cu toate softurile, toate tool-urile, instrumentele necesare pentru a putea, adică să punem la dispoziția, de exemplu, managerului de instituție, capacitatea de a verifica modul în care fiecare funcționar operează toate cererile și cum răspund și cum soluționează toate aceste cereri care se fac online. Aici sunt softuri dedicate, nu există niciun fel de probleme, ele trebuie asimilate rapid. Este un început, cei drept care a avut un start într-un moment greu, nepotrivit, dureros, dar care poate să ne ofere nouă, ca țară, un lucru bun. Românii sunt destul de înclinați așa și aplecați spre partea asta. Noi avem un puternic sector IT. La ora actuală aproape 7% din produsul intern brut e realizată de zona IT și în general mai ales la tineri, dar să știi că și foarte mulți văznici, am avut surpriza să constat inclusiv pe conturi de Facebook că sunt foarte multe persoane Sunt foarte mult media de vârstă a celor care folosesc, sigur că încercăm să sprijinim și zonele mai vulnerabile. De exemplu, e un program al Ministerului Educației prin care încercăm să oferim tablete către elevii din zonele rurale, probabil, da, în special rurale, urban mic, zonele defavorizate. Mai ales că făcându-se lecțiile online, trebuie să creștem accesul la aceste lecții online și pentru elevii din mediul rural, astfel încât să nu-i lipsim de posibilitatea de a ține pasul cu materia. S-au făcut, să știți, foarte mulți pași în multe, multe privințe lucru pe care această ne chestiune. Am să schimb puțin subiectul. Suntem într-o perioadă de izolare, dar nu ne lipsește dreptul la opinie și făceați dumneavoastră referire la online. În online există foarte multă opinie în ultima perioadă și nu neapărat una adevărată, de calitate și care să aibă și conținut. Dar, cum spuneam ceva mai devreme, făceam trimitere la dreptul la opinie. Recomand mai mult spirit critic și mai mult discernament. Exact asta vreau să vă întreb. Ce recomandați acestor oameni? Să fie foarte atenți în ceea ce distribuie, în ceea ce scriu. În condițiile în care să aibă grijă că au circulat foarte multe intoxicări, foarte multe informații care vădit
sunt parte a unei manipulări programate, fie de pe plan intern, fie în unele cazuri și de pe plan extern. Absolut, absolut. Cine vrea să se informeze, cunoaște. Exact. Să caute întotdeauna informația corectă și să verifice multe lucruri. Că multe lucruri sunt scrise într-un mod care creează o aparență de veridicitate și, din păcate, pe mulți naivi îi induc în eroare. Și e păcat, pentru că în această perioadă... Lumea este vulnerabilă. Da, da. Din cauza unui fund emoțional a existat o teamă crescută în populație. Normal că e un virus necunoscut și care a prins imaginarul colectiv, pentru că noi avem în memoria genetică, în memoria generațiilor anterioare, epidemiile care au fost și există o frică ancestrală care stă în subconștientul nostru și care se declanșează în astfel de situații. Și din cauza asta să fie rațional, să abordeze fiecare lucru trecând prin filtrul propriei rațiuni. Chiar dacă există foarte multe voci care contestează lucrul acesta, lucru pe de-o parte normal, avem dreptul la opinie, vorbeam despre lucrul acesta și ceva mai devreme, mi-a plăcut foarte mult modul în care ați informat lumea în toată această perioadă. Un lucru care trebuie scos în evidență și trebuie felicitat, pentru că cred că media a preluat cu adevărat informațiile prezentate de guvern în toată această perioadă și a informat populația României într-un mod corect, am putea spune. Am încercat să comunicăm toate informațiile referitoare la deciziile noastre, la măsurile noastre, la toate informațiile necesare pentru oameni ca să poată feri de riscul de infectare. Încercăm să comunicăm și despre ce va veni, că nu stăm cu mâinile încrucișate și așteptăm să vedem că economia o ia la vale din cauza acestei epidemii. Deja lucrăm și lucrăm foarte serios pentru a pregăti momentul în care trecem de vârful epidemiei și de riscul creșterii, răspândirii epidemiei, pentru că până la urmă trebuie să revenim la normalitate. Și chiar dacă va trebui să conviețuim cu acest virus, revenirea la normalitate trebuie să se facă după un plan bine pus la punct și, evident, luându-ne toate măsurile de precauție, pentru ca și în condițiile în care, să spun, nu dispare total acest virus, oamenii să aibă comportamentele, să fie dotați cu echipamentele necesare, astfel încât să putem să ne reluăm activitatea normală, o viață normală, pentru că, la urma urmei, economia trebuie să funcționeze, fiecare dintre noi trebuie să își poată desfășura afacerea sau să aibă loc de muncă. Apropo de viața normală, când estimați dumneavoastră că ne vom putea întoarce la o viață normală? Avem mai multe prognoze privitoare la vârful epidemiei. Între 20 aprilie și 5 mai sunt estimările. Sigur că noi întotdeauna trebuie să luăm în calcul estimarea cea mai puțin favorabilă. Absolut. Care indică deocamdată vârful epidemiei aproximativ în jurul datei de 5 mai, cu număr de îmbolnăviri de 10-11 mii de îmbolnăviri. Trebuie să fim atenți după aia să nu favorizăm coborârea numărului de cazuri să fie cât mai rapidă, printr-o vindecare rapidă și printr-o reducere cât mai mare a numărului, că totuși nu va dispărea peste noapte virusul. Se va reduce nivelul de răspândire și riscul de contractare a virusului, dar aici trebuie să asigurăm o pantă cât mai rapidă, iar în paralel trebuie să repornim economia. Repornirea economiei nu va însemna numai să eliminăm restricțiile, ci va însemna și un set de măsuri de susținere a companiilor, a angajaților, a tuturor actorilor
economici, sociali, care sunt implicați în acest proces de relansare. Mulțumesc și pentru aceste detalii oferite. Mare parte din creștinătatea din România se pregătește pentru următoarea perioadă, pentru un eveniment mare. Poate nu este surprinzător faptul că în această perioadă au apărut anumiți lideri religioși care fac apel, am văzut scrisori deschise către dumneavoastră, către președintele României, cum că ar trebui să deschideți bisericile, nu doar pentru evenimentul acesta, ci în general. Cum ați răspunde acestor provocări? Pentru că este o provocare. Toți cei care au inima și sufletul deschis pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Domnului, vor primi cuvântul Domnului. Nu facem decât pentru a păzi sănătatea și viața oamenilor. E o restricție de moment care s-a suprapus peste această mare sărbătoare. Noi ne menținem punctul de vedere și solicitarea ca sunt forme de a participa. Am văzut că biserici își pun megafoane, alte biserici au intranet sau își prezintă pe online cele mai multe dintre ele. Pentru alte slujbe sunt televiziunile, care sunt cu putere mare de penetrare aproape în fiecare casă și orice credincios care vrea să urmărească slujba, să participe la slujba, poate să participe la televizor. Am folosit așa o formulă că la acest Paște trebuie fiecare casă să fie o biserică, un loc închinat Domnului și chiar cred că nu va fi afectată trăirea sufletească a credincioșilor din cauza acestor măsuri de restricție. În ce privește închiderea bisericilor, pot spune faptul că Biserica Adventistă de ziua 7 din România și-a asumat de la început închiderea acestora. Vă mulțumim, poate nici n-ați așteptat ordonanța militară, mi se pare. Vă spun, comunicatul era scris deja înainte să vină ordonanța, prima ordonanță militară, ordonanța militară care discuta lucrul acesta. Chiar vă mulțumim și apreciem, pentru că până la urmă, fiecare biserică trebuie să aibă grijă. Să fie responsabilă pentru credincioși. Să fie responsabil. Și asta există, riscul ăsta de răspândire în cazul apropierii fizice sau în cazul unui contact fizic, care există. Și foarte mulți credincioși sunt mai în vârstă. Există, pe o dată cu vârsta, o mai mare risc. Și există un risc mai mare de contaminare și ar fi păcat ca simpla participare la o slujbă să afecteze sănătatea. Este o chestiune de moment peste care vom trece cu siguranță. Am intrat în zona asta spirituală, așa că nu pot să vă pun în final o întrebare. Credeți că Dumnezeu are vreun rol în gestionarea, rezolvarea acestei crize? Cu siguranță are un rol în tot ce se întâmplă. Da, ce putem face noi ca oameni, ca și credincioși, să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute să trecem de această încercare cât mai repede. Vă mulțumesc tare mult, așa, din spatele acestei măști, pentru timpul acordat și pentru mesajele acestea transmise către cei care urmăresc Speranța TV și ascultă Radio Vocea Speranței. Vă pot spune la final că ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru țară, pentru autoritățile care încearcă să gestioneze această situație de criză. Vă mulțumim și ne străduim să fim la nivelul așteptărilor.